Următoarea noastră invitată a petrecut Crăciunul în spital, fiind infectată cu coronavirus. Dar vedeți cum e dacă vă întreb cum ați petrecut de Crăciun în 2007, de exemplu. Nu vreți ști ce să-mi răspundeți. Ei bine, ea va reține toată viața Crăciunul din 2021, pentru că a fost internată cu fiica ei. Așadar, Cristina Cioran este alături de noi. O mamică superbă, atât am avut de zis. După nu, mine? Nu, lăsați că se închide singură. Nu vreți la bar? Nu vreți? Unde vreți dumneavoastră? Unde doriți, domnul Măruță? Bine, unde doriți dumneavoastră? Cristina, unde mă așez? Extraordinar aici la bar. Mulțumesc. Vă aduc și șampanie, pentru că 2021 s-a dus și să fie 2022 numai, Doamne, cu șampanie. Doamne, da, ce an, s-a dus. Cătăline. Cum am zis. Da, să se ducă. Azi de șampanie? Da. Ce-i suc de coacă, zice? Nu, este cu vitamina C, cu tot ce mi-e trebuie. Mi-e și frică să beau. Nu, e exact ce recomandă medicul în perioada asta. Nu, mi-e suc ce-i de fructe cu vitamina da. C cu asta. Dar îmi place așa și culoarea și putem să zicem că șampanie. Foarte bun. Când ai mai băut tu ceai? Nu recomand așa ceva. Când ai mai băut tu ceai în pahare de șampanie? Nu de curând. Sau mai de... bine zis, niciodată. Să da. Se ducă 2021 cel puțin în privința Dumnezeu ta. S-a dus și... nu știu, îi mulțumesc lui Dumnezeu habar n-am... cerului și tuturor celor care, da. Nu știu, m-au umplut de speranță și de motivație. Atent, acum dădeam seama când povesteam cu tine că nu putem să zicem bine că s-a dus, pentru că 2021 ți-a dus-o pe Emma. Da, exact, pentru dar mine a fost un an extraordinar. Adică... Bine, nu există să fie totul perfect. Corect. Nicăieri, în nicio relație, în nicio relație de prietenie, în nicio relație de dragoste, în nicio relație, nu știu, de asta parentală, în nicio relație de serviciu, nu există perfecțiune. Și până la urmă nici nu trebuie să căutăm perfecțiunea, este o prostie să o căutăm. Trebuie să căutăm partea bună din orice lucru care ni se întâmplă. Cât iată are că Emma, Emma va face peste o săptămână 6 luni. Să vă bine, trăiască. E fiind născută prematur, face vreo 4 așa, dar da, e ok pentru că recuperează foarte bine. De da, asta da, zic, da. Recuperează bine de tot. E zdrahoancă, e ca noi, așa ca părinții, ce să facem. Dar ce s-a întâmplat de Crăciun? Doamne... Adică nu-i suficient că au fost lunile astea grele cu Emma în spital, nu știi care-i născută faza? Prematur, nu știi da. Ce se întâmplă. Tot a fost așa... deci, efectiv, am crezut că până am pus-o eu în scaunul de mașină, cât am stat cu portiera deschisă, a luat, nu știu, aer rece și a început să tușească ușor. Da. Și am ajuns la mama la Constanța pe 24, era ok, așa, a tușit de vreo două ori. Nu e nicio problemă. A doua zi de Crăciun, un pic fornăită așa la năsuc, un pic nu știu ce, a trecut și prânzul, s-a făcut după amiază, pe la vreo 5, a început să respire greu. Ziua de Crăciun. Da. Și mamă, mă duc la spital. Aia e, când ai... de ce am venit până să continui? Am venit să spun faptul că, cel puțin la o vârstă așa de mică, nicio plimbare până la spital nu este inutilă. Orice semn că ceva nu este în regulă, direct la spital. Nu există, ești o mamă dusă cu capul sau disperată sau... Și mai ales că la vârsta asta se schimbă starea copilului de la jumătate la jumătate de oră. Exact! Rapid. Și atunci trebuie să profiți de... habar n-am, de rapiditatea cu care poți să ajungi la spital și să mergi. Să nu stai, pentru că se poate agrava orice stare, exact cum spui tu, că starea copilului atât de mic se schimbă de la, dintr-o oră în alta. Exact așa a fost și la noi, respira greu. Asta e, mă duc. Bineînțeles că toată viața mea, de când eram copil până acum și probabil că și de acum înainte, toate incidentele sau whatever s-au întâmplat sâmbătă, duminică de sărbători. Bineînțeles că și acest COVID ne-a lovit de Crăciun. Primul ei Crăciun. Primul ei Crăciun, da. Și am ajuns la spital în Constanța, unde i s-a făcut test pozitiv. Deci am fost izolată într-o cămăruță. Nu știi. Te gândești doar că vrei să fie copilul bine. Atât. Te-ai speriat. Deci nu...
nu știu dacă m-am speriat. Pe mine m-a interesat doar să o facă să se simtă mai bine, să poată să respire mult mai bine, să își revină cât mai repede, ca să putem să ne vedem mai departe de viața noastră fericită. Și am stat vreo 3 ore într-o cămăruță la izolare acolo, până s-au aliniat planetele, ca să... Și ai făcut și tu testul? Eu am vrut să plec până la... Am vrut să plec la București. Numai că, cumva, medicul care a... care a consultat-o a zis: domne, nu e de plecat la București, vă rog, rămâneți. Bine. Și am rămas. Și am rămas și cu stupoare am aflat că spitalul COVID... din Constanța nu mai există. Știam deja că spitalul municipal luase foc. Și atunci spital COVID era doar la Megidia. Și am plecat cu o salvare la Megidia. Deci pare un film din... Da. Un scenariu. Bine, a fost ex... ziua de Crăciun. Adică în ziua de Crăciun, da, fie... am ajuns bine, am ajuns noaptea. Am ajuns pe la, nu știu, 11 noaptea la Megidia. Totul foarte bine acolo, eram singurele paciente de pe... pe etaj, așa că am fost tratate foarte bine. Nu că n-am fi fost tratate dacă nu eram singurele paciente. Dar fiind și Crăciunul, vreau să spun o chestie. Doctorița care ne-a întâmpinat la spital, la Megidia, cea care a luat-o pe Emma în evidență, se numește chiar Crăciun. Așa că doctorița Crăciun de Crăciun... La Megidia? Da, la Megidia, unde a fost extraordinar tot personalul de acolo. Au fost minunate, doamnele. Am încercat să ne ridice și spiritul un pic așa. Da, și ce ai făcut COVID, nu? Da, numai că eu seara când am ajuns la Megidia și mi s-a făcut testul acela rapid, ce să vezi, negativ. M-a bunit și râsul, am zis, e culmea, a luat copilul COVID și măza nu. De unde? Din aerul Bucureștiului sau cum? Na, a doua zi am repetat testul și a ieșit pozitiv. Ce e să facem? Bine că s-a terminat totul bine. Cât a stat în spital? Păi da, la Megidia am stat 2 zile, pentru că am cerut transfer la București. De ce? Eu la Constanța o am doar pe mama și mai aveam nevoie de bagaje, de chestii. Da. Că ai nevoie la spital. Și n-aveam cum să o pun pe mama pe drumuri și de la București ar fi venit greu. Bine, e adevărat că prietena mea cea mai bună mi-a adus deja un bagajel, a venit până la Megidia să mi-l aducă și așa, dar mă gândeam că dacă e ceva, dacă e nevoie de ceva, vreau să fiu aproape de casă, știi? Și am cerut transferul și ne-am transferat la Grigore Alexandrescu, unde iarăși a fost foarte bine, pentru că, nu știu, era o atmosferă foarte... pozitivă, plăcută, nu? Da. Nici n-a fost grav fetița mea, din fericire, și nici eu. Și atunci, cumva, am încercat să fim pozitive și... Da. Și a contat treaba asta. Da, a contat. Pe 29 ne-am externat și am rămas în izolare, așa că Revelionul l-am făcut împreună noi două, de pentru că tatăl ieșise negativ la teste. Singura mea emoție era cu mama, știi? Pentru că stătusem deja o noapte la mama. La Constanța. Da. Numai că mama a tot făcut teste, că i-am spus, trebuie să faci teste, să vedem, ca să pregătim, să vedem de ce ai nevoie, Doamne ferește, să fie ceva. Și-a făcut sărăguța de ea, a ajuns la testul 7 și tot negativ ieșea. Dai curgea în nasul, adică a stat în izolare, deși cred că prinsese chiar o răceală maică mea. Deși Revelionul l-am petrecut, iată... Doar voi două. La căldura... în căldura căminului. Și am ieșit din izolare pe 7. Și ce crezi, Cătălin? Că pe asta nu știi. Pe 8... Da. Și pe 8, adică sâmbătă... Da. Copilul meu nu putea să respire. Zic, aoleu, Doamne, ce se mai întâmplă, Doamne. Și zic, eu mă îmbrac și mă duc la spital. Adică nu mai stau. Nu stau, am sunat, e adevărat, pediatru. I-am sunat, de fapt, medicul fetiței mele, cea care o are în evidență. Și a zis, da, respiră cam greu, trebuie mers. Ok, pac, bagajul, mi-am făcut bagajul de internare. Am zis, băi, dacă e, măcar să am bagajul cu mine. Am ajuns... o bronșolită s-ar părea, adică o răceală de asta care... Acum e bine, da? Acum e bine, da. Dar ca să vezi că fix a doua zi după ce am ieșit din izolare,
Vestea a fost... Doamne, nu venea să cred, doamne, câte se pot întâmpla? Din fericire e bine. Dar, repet, orice semn, orice temperatură, sau scaun moale, sau lipsa poftei de mâncare, sau agitație, sau, nu știu, neliniștea bebelușului atât de mic, trebuie anunțat medicul și trebuie... mers la spital, pentru că chiar am întrebat acolo medicul de la Grigore Alexandrescu: domne, cum facem noi, mămicile, care suntem speriate, na, intrăm într-un soi de panică, cum facem să nu venim inutil la spital, să nu vă ocupăm nici noastră timpul, nici noi să nu ne agităm prea tare? Și zic, nu, copilul mic, orice semn din acesta, trebuie mers la spital, pentru că poate fi ceva grav, pe care tu, ca părinte, nu-l știi, că nu ai de unde să știi. Copilul nu-ți comunică decât prin plâns sau prin neliniște și el comunică că e ceva în neregulă. Bine. Asta că este, este. Mai bine. Da. Și bine că știu că mai ești bine cu capul, pentru că în momentele astea te gândești, zici, mamă, COVID, izolare, a ieșit, iarăși, mă, adică, iarăși nu, greu, respiră greu, adică te panichezi. Eu sunt pregătită pentru orice, adică știu că am un copil extrem de puternic care a trecut prin multe și le-a depășit foarte bine. Nu, ai o Ema specială. Da, nu mă panichez foarte ușor, dar mă panichez. Și atunci încerc să-mi găsesc resurse și prin prietenii apropiați, și prin familie, dar și prin personalul medical cu care țin legătura, atât neonatologa ei, cât și medicul de familie, să vorbim, mai vorbim și pe video, ca să vadă starea copilului și așa, da, ca să putem să depășim orice moment neplăcut. Da. Așadar, puteți să-i scrieți Cristinei pe pagina ei de Facebook, Cristina Cioran, comunitatea cea mai zis. Da, și pe Instagram, Kiki Cioran, acolo mă găsiți. Chiar am făcut și o poantă, mi-am făcut un story, am zis că mi-arăt noul look și mi-am pus acea chestie cu buzele foarte mari. Dar cum ești mari, pe Instagram? Kiki Cioran. Kiki Cioran? Da, K-A-I Cioran. Ok, perfect. Ha. Kiki Cioran. Hai, noroc cu acest șampanie foarte bună. Eu zic că e foarte bine. Ce bun a fost. Știi ce, cred, te-a întrebat vreodată, te întrebau la școală dacă ai vreo legătură, nu știu, de budenie cu Emil Cioran? Da. Nu neapărat la școală, pentru că eu am făcut școala în când comunism, da, și, mă rog, eram clasa 7-a, cred, atunci când am devenit liberi, și abia de atunci au început să vină întrebările. În funcție de cine mă întreabă, răspund și eu. Unora le spun că da, altora le spun că ba. Na. Am înțeles, deci rămâne o necunoscută, ca să zicem așa. Da. Perfect, pentru mai multe amănunte, Kiki Cioran, oameni buni, vă rog frumos, pe Instagram, și Cristina Cioran pe Facebook. Ema, te pupăm și la mulți ani pentru 6 luni pe care le împlinești în curând. Abia aștept să o cunosc. Mulțumesc aici la de invitație și o să o cunoști cât de curând. Îți mulțumesc mult de tot. Mersi. Să avem un an bun, Cristina. Doamne ajută. Așa 2022 e anul nostru. Doamne ajută.